aprilie suntem la webinarul Împreună Online, avându-i alături astăzi pe colegii noștri de la Universitatea de Vest din Timișoara, cu un titlu și cu un webinar foarte interesant despre percepția cadrelor didactice și a studenților privind educația online, un studiu pe care l-au realizat colegii noștri. L-avem alături pe domnul conferențiar Mădălin Bunoiu, care este prorectorul Universității de Vest din Timișoara, cât și pe doamna conferențiar Irina Macinga, decanul Facultății de Sociologie și Psihologie de la UVT, și pe domnul conferențiar Marian Ilie, directorul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic și director al Centrului de Dezvoltare Academică din aceeași universitate din UVT. Am să-i dau cuvântul mai întâi lui Mădălin. Mădălin va modera această întâlnire și el va face și prima prezentare a acestei întâlniri. Revin toate întrebările care doriți să mi le adresați în zona de Q&A, în zona de chat, să ne spuneți cine sunteți, de unde veniți, să socializăm un piculeț. Vă mulțumesc! Bună ziua, mulțumesc Diana. În primul rând îți mulțumesc pentru inițiativa de a avea o serie de astfel de evenimente. Am preluat cu maximum interes această inițiativă pe care ai avut-o. Am avut o discuție cu tine, dacă nu mă înșel, acum undeva 10 zile și iată că deja suntem la a doua ediție acestei serii. Ne-am bucurat să vă prezentăm astăzi câteva informații care sunt foarte calde. Vreau să vă spun că nici eu la acest moment nu cunosc care sunt rezultatele celor două chestionare pe care Universitatea de Vest le-a aplicat atât cadrelor didactice cât și studenților din universitatea noastră. Parcurgem o perioadă în care încercăm să luăm ce este mai bine din ceea ce facem. Este o provocare pentru fiecare dintre noi. Unii avem o experiență, să spunem, mai bogată în zona aceasta a digitalizării și a utilizării resurselor digitale, alții mai puțin, dar cu toții ne-am mobilizat ca să oferim studenților noștri totuși un proces educațional de o calitate cât mai bună. O să profit pentru început, înainte de a le da cuvântul colegilor mei, o să profit pentru a vă spune câteva lucruri pe care le considerăm utile în context național chiar. Acum câteva luni de zile, când încă ne mai puteam permite să ne deplasăm, am participat alături de domnul rector Marilen Pirtea, care ar fi trebuit și domnia sa să fie prezent astăzi la această întâlnire, răspunsese cu mare bucurie invitației pe care i-am făcut-o. Din păcate însă alte evenimente care îl țin prins în alte întâlniri au împiedicat acest lucru. Spun asta pentru că acum câteva luni la Consiliul Național al Rectorilor, care a avut loc la Cluj-Napoca, alături de domnia sa am prezentat audienței câteva lucruri ce țin de un context, cum spuneam, național privind zona de digitalizare. Pentru a intra direct în subiect, urmând ca apoi să extindem sau de fapt să restrângem discuția în sfera Universității de Vest din Timișoara, o să-mi permit să împărtășesc cu dumneavoastră, să împart cu dumneavoastră ecranul și a pune aici o prezentare foarte scurtă pe care o am pregătită pentru astăzi. Repet, o să revin la finalul acesteia, a-i prezenta încă o dată pe colegii mei și temele pe care le-au ales pentru astăzi. Așadar, în ceea ce înseamnă contextul general de care spuneam, numai o secundă, cred că așa este cel mai bine. Cumva în era datelor, educația trebuie să conteze și să dezvolte oportunități digitale. Da? Adică vorbim în fiecare zi despre avantajele pe care le pot crea instrumentele digitale, dar trebuie să facem câțiva pași mai departe și anume să le și implementăm în procesul educațional. În fiecare dintre universitățile noastre există colegi, există persoane care sunt extrem de aplecate asupra acestui subiect, care pot să ne ofere tuturor exemple de bună practică foarte, foarte bune.